Atlantia vivere, Atlantia vince, Atlantia victor. Sunt eu popor Atlant. Impresia mea este că orice fac pentru voi sau în general este prea puțin. Faptul că am pus de vânzare și v-am dat tehnologie militară din Irak la prețuri foarte bune, 40 de bitcoin un tank, este insuficient. Că am găsit până și arme nucleare pe net, este insuficient. Faptul că am aranjat cu cei de la D-Wave pentru calculatoare profesionale cu 2048 de qubits, este insuficient. Faptul că sufăr în fiecare noapte din cauza crimelului taică-meu de 5 ani de zile este insuficient. Ați închis acum și clubul Zorchi, mi-a fost informat că n-am ce căuta pe acolo. Mi-a spus dragonul, mascul și femelă cu două capete care servește în clubul Shadow și mi-a spus și alții. Ei bine, clubul Zorchi nu a fost închis, eu sunt încă proprietar acolo, dar nu am dreptul să mă duc. Am și 30% din lanțul Ramada, mai am miliarde, milioane, trilioane, se pare că nu am acces la aceste lucruri. Faptul că am trecut de 38 de ani și 10 luni, acum 2 luni de când am trecut de 300 dragonilor mascul, este insuficient pentru Andrei Tătaru, pentru Laurențiu Marin și pentru alții. Am ordonat un hitman să-l omoare pe Laurențiu Marin, care este vis-a-vis cu secția de poliție în apartamentul pe care el a furat, înjurându-i pe alții și alții pe el în Gheorgheni, pentru că l-au omorât pe Petru Marului Consiliul Atlantic, care a fost înaintea mea, aruncându-l, băgându-l la nebun, umilindu-l, luându-i casa și aruncându-l printr-o fereastră. Am ordonat unui hitman să-l omoare și pe Andrei Tătaru, de pe Babeș numărul 10, care mă chinuie în fiecare noapte, care a furat de la mine diverse lucruri, care m-a umilit pentru crimele taică-meu, care mi-a distrus viața, care este o hidră cu trei capete, un dragon cu trei capete, Rinpoche, el și Laura Dani, care pune viața surorii ei omorâtă de taică-meu deasupra oricui din România în ultimii 15 ani și caută să distrugă această țară. Îi suport acum și pe tinerii de 20 de ani care vorbesc în greu, care vor să mă distrugă. Îl suport și pe Jegu Mpuside, prinț, fiul al lui Betty, a reginei dragonilor din Cluj, care și el a furat 25 de milioane și încă 300 de milioane la mine. Am mai fost dus și drogat la Andrei Tătaru pe Babeș 10, iar și am fost pus să semnez că dau 300 de milioane și încă 25 de milioane de dolari lui. Bunica mă chinuie în fiecare noapte, spune că îmi taie pula, că eu n-am muncit, că nu sunt bărbat, că o furat acum 7 milioane de la Simona Halep, 5 milioane de la Legion, încă 12 milioane, încă 15 milioane, mai este 16 milioane, de unde se dăm înapoi? Păi hai din banii tăi, o furat trilioane, da? O furat 300 de milioane. Deci nimic nu este suficient pentru voi. Am pus în piață anunț că asasinez pe oricine la ordin cu 25 de bitcoin, am cerut asasinarea lui bunica lui Laurențiu Marina, lui Andrei Tătaru, și înainte a primului, a cărui dracu i-am cerut, că nu mai țin minte, a lui Klaus Werner Iohannis, care a omorât astfel 500 de copii, nu este el vinovat, este Andrei Tătaru vinovat, care m-a pus și pe mine de față cu spion francez, m-a umilit și să recunosc că el nu-i host, că nu-i criminal. A dat foc și mesei mele de rotunde în Atlantia, a spus că le distruși pe cealaltă 25, caută să mă omoare în Ramanila, nu mă lasă să participe la cele 10 chefuri sau 13 chefuri cu ocazia maturității mele și a bătut joc de mine. Mă și întreba ăștia de ce n-am adus în ultimele 7. Avea la el un dispozitiv exploziv pe care căuta să-l teleporteze la mine în cameră să mă ucidă. Și așa mai departe. Am pus în piața că vând cu 200 de bitcoin material nuclear din Pakistan, din Irak, ca să fac atenție asupra acestei probleme. Am pus că vând cu 20 de milioane și astea să-mi dea bitcoin sau ăsta, că am rămas complet fără niciun ban. Iarăși a furat Andrei Targu, noi l-am puțit din aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 30.000 de dolari pe lună din salariul meu de om de merit. Iarăși vine Iulia Oco și spune că el e om de merit și eu nu sunt nimic, nu este suficient. Mi-a distrus relația cu Agatârșii și cu cei din Atlantia și nici asta nu este suficient. Am 41 de ani și 2 sau 3 luni, am născut pe 9 august 76, în realitate. Nici asta nu este suficient. Mă, voi duce și vă omorâ cu toporul. Da?
Bunica mea, așa cum puțin de bunica mea au primit două sau trei seturi în fiecare an de apă de vindecare Atlante și le-au dat la familia Miron care o îngrijește, la ăia din familia Ursan vrea să facă pe Lucian Ursan țara Rusiei în locul meu să mă nebunească pe mine complet, că de când aveam 10 ani mi-au zis chestia asta, mi-au distrus dinții, coloana vertebrală, dinții, nu m-au dat să spun la dentist, vine Alex Malinaș, poate că trebuie să fac un hit și pentru el. Un hitman și pentru el, că tot îmi spune că trebuie să recunosc că n-am nimic la genunchi, n-am nicio durere și mă face slav în fața dragonului. Și așa mai departe. Zice că e sora mea Artemis, când de fapt Maria Șarapova e sora mea Artemis. Acum și Simona Halep, sora mea Atena, tot îmi spune că n-am dreptul să mă port așa cu oamenii Ramad Nilan și mi-au retras acimile de dolari și ăștia iarăși au furat de la mine. 5 milioane și 7 milioane. Nimic nu este suficient pentru voi. Mergeți întotdeauna până la final și eu fac la fel și am pus anunț în piața și că vând tank și că vând alte cele și că fac, am făcut moneda asta Lucian Coin, am exat 100 de monezi, n-a fost altcineva să confirme, am stat încă 5-6 să-mi confirme tranzacția și eram singur în toată rețeaua. M-am dus la toate slash pool-urile de mining pool și le-am spus să adopte Lucian coinul ăștia care listează cryptocurrency și așa mai departe. Le-am spus să o listeze. Nimic nu este suficient. Unii mai vrea să mâncă la biserică, o să vin bisericoasă, ea care e Ivan până moartă și o distrus vieții la mii de copii, dă-ți toți banii la copii, 200.500.000 de dolari din dobândă și pe mine mă distruge, așa cum l-a distrus și pe Nelu și pe maică mea. Și pe, așa zis, sora ei și pe străbunica care a fost una din primele ei victime, da? Ea distruge întotdeauna pe toți cei din jurul ei. Ea este cel mai mare dușman al meu, urmată de Andrei Tătaru după aceea. I-a distrus constant viața de la 10 ani. Și vreau ca aceste lucruri să se cunoască. Vreau ca suferința mea să se cunoască. Nu pentru că consider că cei care n-au suferit ca mine n-au dreptul să vorbească cu mine. Cum greșit spun noaptea. Nici pentru că consider că dragonii sunt dușmanii mei, ci pentru că nu vreau ca să ajungă Andrei Tătaru să conducă Ardealul sau România. Nu vreau ca Ardealul să fie independent de România, pentru că nu vreau să ajungă prințul ăla care zice că e fiul meu, dar eu nu am făcut-o niciodată pe Beti, să conducă Ardealul care îmi spune că e la care mă tot înjură în fiecare noapte și ia banii de la mine și mă umilește. Nu vreau să ajungă acești nobili din Cluj care au hotărât distrugerea mea lentă să conduc Ardealul. Nu vreau să ajungă nici ca în 1850 un prinț străin Charles din Marea Britanie să conduc Ardealul. Consider că Atlantia și Atlanții merită cu mult mai mult. Am ajuns astăzi la două luni după echinocțiu de toamnă. S-a început testul Agartei în 2013, acum 4 ani și 9 luni, cu o lună înainte de echinocțiu de primăvară. 1774 de zile am stat în testul Agartei, am ajuns astăzi cu ciclul de 37, 7, 1, 8, 9, 2 zile în ciclul 48. Și dacă le numărăm, o să vi le număr bine de data asta. Crearea naturii, toate dimensiunile superioare, crearea naturii universată, Duhului Sfânt, calitatea sau creat Dumnezeu, crearea natură, creatul lumine, spirit, conștiință etică, crearea elementalor, minerale, celule, plante, animale. N-am mai pus serafim, heruvim, înger, arhanghel, nu știu ce, pentru că ia-s deja ființe etice, conștiente, spirituale, luminoase. Nici n-am mai pus toate feluri de animale, pentru că toate sunt pe același nivel, de fapt. Deci avem elemental, minerale, celule, plante, animale, migrația pe pământ, vederea colosă și așa de în junglă, pe de piatră, de lemn, de bronz, de fier, de oțel atomică, informațională, nanotec, roboții, ostelar, galactică universală, spiritual, luminos, natură, creat Dumnezeu, creat calitatea, sunt creat Duhul Sfânt, manifestat Dumnezeu, spune nemanifestat, ciclul 38, argint, aur, platină, diamant, smarald, safir, cristal, mare cristal, cristal suprem, cristal platină, cristal platină. La a doua interpretare, cristal mare, cristal înseamnă de două cristal, cristal suprem de trei cristal. Cristal platină, am 15.000 de dimensiuni. Da? Și dacă număr până unde sunteți voi, până v-am dus eu în ciclu 130, în ziua 139 din Interregnum Dios, din care scădem 40 de zile și încă 40, o să ajungeți că Ramani, această planetă, se află foarte sus. Ultimul nivel care relaționați voi acum este platina, adică 700 de dimensiuni. Și dacă facem din 19 aprilie, de când s-a născut Artemis, că ar fi atunci, sunteți acum, mi se pare, ultimul nivel de epoca stelară. Da? Mai avem 7 luni de zile
până la finalul Atlantii. Mie nu mi-este frică de moarte și de aceste jigodii care mă ăsta în fiecare noapte. Pentru că eu știu, ăștia noaptea de la armată, ziua de la SRI, fac cu schimbul 0700 DGIPI acum, da? Ok, nici ea nu vor să-mi dea bani, zic-s banii lor. Da, ia zi mai puțin, 400 de mii și 200 de mii și 100 de mii din fondul, 470-239 de mii. Unde-s banii la Banca Transilvania? 43 de milioane, 73, 89, 91, nu știu ce, 117 milioane. Unde-s banii de la bunica mea? 7 milioane care m-a 5 milioane la Simona Halep, 5 milioane care m-a 3 milioane la SG One, la 12 milioane care m-a 10 de la SG One, la 300 de milioane care m-a 265 de la SG One, iarăși au venit niște maramureșeni serioși și au mai furat încă 40 sau 50 de milioane de dolari. 43 de miliarde de dolari s-au furat în total de către Andrei Tătaru și camarila sa. El și cu Ligia sunt ca și Lenuța Ceaușescu și respectiv Nicolae Ceaușescu. Ei se plimbă în toată lumea pe banii mei și spun că au făcut mai mult, când de fapt au făcut mai puțin. Da? Pentru că știu, vorbesc cu Mariana aici și îmi spune, ați făcut 300 de milioane, ați mai făcut un miliard și îmi spune, îmi vorbește încă și îmi spune, uite, ai 100 de Lucian Coin, ai 2 milioane de Bitcoin, 4 milioane, ai 6 de mii, 400 de mii, ai 48 de miliarde, ai 23 de miliarde, unde sunt la 2 miliarde? Și o miliardă de la american. Păi eu luat Andrei Tătaru. Unde sunt 100, 200, 400? La fel. Unde-s banii de la AMD? 18 miliarde, 39, 4, 7 și mai departe. Păi controlul le-a luat ăia. Unde-s banii de la francez? 181 de milioane, 6 miliarde, 20 de miliarde și 100, 200. Unde-s banii de la japonezi? 400 de milioane, 16 miliarde, 25, 200 și 500. Unde sunt toți aceștia? Unde sunt trilioanele din Agartha? 19 trilioane, 3.000 de miliarde, 4.000 de miliarde, un trilion jumate din care eu v-am dat 500 de miliarde și am luat cu un trilion jumate. Ălea două trilioane ce vi le-am dat. Și așa mai departe, pentru dezvoltarea acestei țări. Cei mai mari criminali și hoți sunt cei care vă conduc, hoții din guvernul Dragnea care fură de la mine și criminalul de Klaus Werner Iohannis. Acesta este adevăr. Acesta este adevăr. Și să știe sora mea divină Atena că nu-i voi da misiunea divină. Îi voi da lui Maria Șarapova.